Casa de Asigurări de Sănătate Olt nu a mai primit bani pentru decontarea serviciilor medicale oferite de centrele de permanență din județ încă din luna iunie. Săptămâna trecută, problema lipsei bugetului s-a rezolvat, iar în prezent medicii și asistentele sunt plătiți la zi. Din păcate am avut întârzieri în plata centrelor de permanență la lunile iulie, iulie și august. Prin fila de buget primită săptămâna trecută am reușit să plătim diferența de iunie, am plătit toată luna iulie și cea mai mare parte din luna august. Practic, la acest moment suntem la zi cu plățile față de centrele de permanență. De asemenea, sumele pe care le-am primit pentru restul anului asigură finanțarea acestor centre până la luna noiembrie inclusiv, rămânând ca următoarea fire de buget probabil să conțină și sumele pentru luna decembrie. Deși au ajuns târziu, banii pentru centrele de permanență au fost destul de mulți, având în vedere creșterea semnificativă a tarifului pe oră pentru medicii și asistentele care lucrează la aceste centre. La acest moment, realizatul centrului de permanență lunar a ajuns undeva în jur de 430.000 de lei, deci o sumă destul de mare lunară. Asta comparativ cu începutul anului 2018, când centrele de permanență realizau undeva la 80.000 de lei. Deci, practic, creșterea este foarte mare. Aici intervine și majorarea tarifului pentru centrele de permanență, de care am tot vorbit, de asemenea și de numărul de centre de permanență care a crescut, practic s-a dublat în ultimul an. În vară, în urma unei vizite la Spitalul Județean de Urgență Slatina, ministrul Sănătății Sorina Pintea a vorbit despre o posibilă desființare a acestor centre care nu și-ar dovedi eficiența. Declarația a fost făcută după ce medicii de la UPU s-au plâns de numărul mare de cazuri care nu reprezintă o urgență. Reprezentanții CAS spun însă că centrele de permanență sunt utile. Aceste centre, din punctul nostru de vedere, asigură asistența medicală pentru foarte multe comune din județul lor. Gândiți-vă că la fiecare centru sunt arondate 6, 7 sau chiar 8 comune, deci practic utilitatea lor există. Acum rămâne de văzut dacă se va considera că sunt necesare și în continuare. În județul Olt sunt 10 centre de permanență care funcționează în localitățile Vișina, Brastavățu, Osica de Sus, Baldovinești, Crâmpoia, Dobroteasa, Bobicești, Mihăiești, Vlădila și Strejești.